Bună ziua! Mă numesc Golan Maria, sunt în clasa 6-a a Liceului Da Vinci. Eu trăiesc în Moldova, Chișinău. Hobby-urile mele sunt să merg pe role, să fac canto și să joc șah. Le mulțumesc foarte mult membrilor juriilor și susținătorii mei și vreau să le urez mult succes tuturor participanților. Ia uite și la cuvântul ăsta, inimă, cât este de imprevizibil! Nu-mi este ușor să peripatetizez cu tine pentru că nu avem același sens de orientare. Mergem cât mergem, discutăm cât discutăm, încep să am impresia că totul este ok, că suntem pe aceeași lungime de undă și deodată, la prima intersecție, eu iau natural la dreapta și tu la stânga. Ceea ce se repetă destul de des. O vreme îmi dai impresia că ești alături de mine și că mergi pe același drum cu mine. Ca după să descoper că ai făcut stânga împrejur sau că te-ai oprit brusc. Și asta, faptul că te-ai oprit brusc, mă înspăimântă cel mai tare. Hai, că te aștept! Ce s-a întâmplat? De ce te-ai oprit? Am inima grea, nu mai pot face un pas. Dar încetează să mai ai inima grea. Una, două, ți se pune o piatră pe inimă. Și mă mai deranjează maniera ta de a tresări atunci când întâlnești alte cuvinte. Pe domnișoara ea, de exemplu, pe care o confunzi sistematic cu cuvântul jumătate. De unde până unde, domnișoara, ea este jumătatea ta. Și mai sunt și momentele alea lungi când ai inima neagră. Eu nu înțeleg de ce le pui pe toate la inimă. De ce te amesteci în povești care nu te privesc deloc, dar deloc. Deodată, pe nepusă masă, te revolți, te indignezi, începi să tremuri. Îți cresc aripi, îți iei zborul, dar fără să lași vreo adresă. Problema cu inimile este că nu au creier. Deci nici măcar nu se pune problema de așteptarea reacții raționale din partea lor. Este adevărat însă faptul că multe creiere nu au inimă. Ceea ce mi se pare mult mai grav. Nu e ușor de să primi o viață întreagă cu o inimă care se deschide fără să se gândească vreodată la consecințe. E chiar obositor. Jur cu mâna pe inimă. Ești prea mare, îi spun. Prea mare, prea deschisă. Și nu e bine. Prea ești de aur. Să fii sociabil, să asculti tot ce au alții pe inimă. E bine. Sunt de acord, dar să te deschizi fără încetare, să sângerezi pentru toate nefericirile lumii, să te aprinzi pentru toate utopiile, să ai la fiecare iubire, să te înveți în fața tuturor formelor de frumusețe. Să te apuci uneori chiar și să cerșești puțină atenție, să buci de acasă din când în când din cauza singurătății, să te dai uneori la vagabondaj, să te lași orbită de tot felul de șarlatani. Zău, toate astea îmi dau palpitații. Și te mai miri în aceste condiții că ești bolnav de inimă rea, că nu mai ai glas și că începi să te bâlbâi? Cu ce am greșit eu ca să am o inimă bâlbuită? Păi, dacă nu mai ai la inimă,